Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Dana Ozacovna. Așa. Bun venit pe pagina mea de Facebook în bucătărie la zi Dana Ozacovna. Vă salut, dragii mei prieteni. Bună seara la toată lumea. Așa, suntem aici. Bună, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag, n-am stat mult aici, numai câteva minute cu voi și vreau să vă arăt ceva foarte interesant, dar foarte interesant. Cu siguranță să ajute la toate femeile, mai ales care vor să slăbească măcar vreo 3, 4, 5 kg pe lună. Vă salut cu mult drag, bună seara, vă rog să-mi distribuiți la să ajungă cât mai departe, eu sunt aici din partea asta la ecran. Vă transmit o inimioară frumoasă din casa voastră. Da, dragii mei prieteni, eu astăzi vreau să vă fac un ceișor foarte bun, dar chiar bun, bun. Cu siguranță poate astfel de ceai voi ați mai băut, dar mai ales când este vorba de câteva kilograme. Când nu avem burtă sau, dragii mei prieteni, chiar când noi ni umflăm, ni balonăm. Da? De se întâmplă chestia asta când noi nu mâncăm ceva sănătos sau când noi, mă rog, avem probleme de sănătate sau chiar când câteodată este vorba de paraziți. Uitați, ce am eu, ce am 1,5 litri de apă, aproape fierbinte, dar mai am și câteva condimente. Vă rog să-mi distribuiți la cei care sunt în grupul Învață Găti cu noi. Cu mare drag îl distribuiți. Așa. Eu am aici steluță, toată lumea le cunoaște care sunt. Cu așa tipuri de steluță noi facem cozonași. Ele se fac ceai, este foarte bun pentru curățarea ficatului. Foarte bun, dragii mei, pe ele se găsesc în orice magazin, mai ales unii cumpărăm noi condimente. Dar pentru ceai sunt formidabili, chiar și pentru durerii de cap. Dacă voi ați întâlnit astfel de steluțe, ele se numește ancius, așa, da? Sunt steluțe, mai bine spus, da? Să știți că ele, când ai dureri de cap și când tu îți faci un ceișor de 2 steluțe, cam 1,5 litri, automat îți trece durerea de cap ca cu mânuța. Deci, pentru ficat, pentru dureri, pentru balonări, pentru curățirea corpului, pentru curățirea sângelui, ele sunt formidabile. Așa, se numesc steluți la mine, da? Ce mai am eu astăzi nevoie? Clar că imbirul. De ce imbirul? Fiindcă imbirul este un cartof foarte sănătos, dar, într-adevăr, cu el slăbești, mai ales dacă noi avem câteva kilograme în plus. Dragii mei prieteni, lăsați un comentariu din ce țară mă priviți, din ce oraș, din ce culturi al lumii, acest ceai pentru slăbire, care îl poți face tu în casa ta, gratis. El este gratis. Numai să te uiți atent cum eu îl fac ca să-l veți. Poți să-l bei toată ziua, chiar 30 de zile, fiindcă el este formidabil. De la el, deci, te urinezi mult, scoți excesul de apă din organism și este foarte bun. Așa, am aici 3 frunzișoare de dafină. Știți toată lumea care sunt frunzele de dafină? Ele sunt un medicament, ele sunt foarte bune chiar și pentru paraziți, chiar și pentru dureri de articulații, chiar și uleiul de frunze de dafină, chiar și tinctura de frunze de dafină. Este pentru căderea părului și este foarte bună. Așa, 10 bobiți de piper negru, să încercați o singură dată să beți ceai de piper negru, frunze de dafină și de imbir, să vezi cât e de gustos. Mai am aici încă un tip de piper negru, dar este mai mășcățos, zicem așa, dar tot este piper negru. Eu am spus azi de 2 tipuri, știți că piperul negru, chiar și uleiul de piper negru, este bun pentru articulații, dar pentru paraziți, deci este pe primul loc. Cunoașteți toată lumea care este, deci, piperul negru. Eu folosesc foarte mult piper negru și la condimente, la mâncare, și la carne, și la pește, în unele cazuri, la diferite limonade, să știți că el este bun, 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 bun. Dar la tincturi, pentru parazitar, deci este pe primul loc. Scorțișoara am aici, toată lumea știți care este scorțișoara. Poți să o folosești și în praf, dar dacă o folosești în praf, cel îți primești puțin mai tulburi, dar dacă o folosești așa ca bețșoarele, sunt formidabile de buni. Vă rog să-mi distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe și cei care sunt în grupul Învață Găti cu noi. Da? Și clar că o lămâie. Numai decât. Și să-mi întreb, zi, Dana, numai decât fie, deci apa fierbinte, că lămâia nu se fierbe. Nu este corect. Noi facem foarte mult ceai
de lămâie și lămâie fiartă este bună, este și lămâie marinată, știți, da? Așa, dacă simți sau dacă știi că tu ai, deci, cu siguranță paraziți, poți pui și un cățel de usturoi, dar eu n-am să-l pun, că nu este nevoie. Așa, și să mă întrebi de Dana, pentru ce este acest minunat ceai? Pentru a da jos câteva kilograme, poți să-l dai în fiecare zi, să-l bei, să-l servești cu mare drag. Dragii mei prieteni, mai ales pentru persoanele care au ficatul gras, îi pun și o rădăcină de păpădie uscată. Eu am aici mai multe, da? Eu am să-i pun o rădăcină întotdeauna, fiindcă știți că ceaiul de rădăcină de păpădii, el este formidabil pentru a curăța ficatul. Și acest ceai minunat, care eu vă-l arăt cum face, poți-l bei un litru jumate toată ziua, chiar de la mic la mare, chiar și bărbați, chiar și femei. N-are cum să fie contraindici. Scorțișoara, n-are cum, el este minunat pentru copturi, pentru cozonaci. Lămâia la fel. Piperul negru, noi îl folosim toată ziua în condimente. Imbirul, frunza de dafnă și steluța o folosim la prăjituri sau la cozonaci. Este foarte bun. Așa, mai am aici încă un praf, mai bine spus, care eu îl iubesc, că este curcuma. Curcuma, știți toată lumea? Sau tumeric, care este și astăzi ați vă arăt minunată a mea tinctură, cel care foarte gustos ajută. Eu vă rog, acest ceai sau acest elixir pentru a pierde în kilograme nu este numai pentru a pierde, pentru digestie. Dacă noi avem deci excesul de apă, da, în organism, da, picioarele înflate, mâinile înflate, fața înflată, când ne spălăm dimineața, fața este, tenul este foarte înflat de la sarat, asta este normal, de la pește sarat sau la brânză de oi sau de la condimente sarat sau persoane care iubesc exces de sare, da? Acest tinctură sau acest ceai este foarte bun pentru a elibera colonul, este foarte important de aia și noi de la el slăbim, fiindcă eliberează, este toată murdăria din colon. Această tinctură sau ceai, mai bine spun, hai să-i spunem ceai, da? El este foarte bun de a curăța ficatul, fiindcă el are foarte multe condimente, da? Hai, bună seara! Bună seara de la mine din casă! Eu sunt Zidana Uzac, până acum mare drag vă salut pe toată lumea, dragii mei prieteni. Și cu ce începem noi numai decât? Cu rădăcina de păpădii. De ce? Știți că rădăcina de păpădii este pentru cancer la ficat, fix ca rădăcina de brusturi sau cu alte rădăcini de ciuperci care le ajută la cancer, care le omoară din celulele cancerogene și rădăcina este formidabilă. Într-un litru jumate am aici un litru de apă ferbinte deja fiartă. Eu am fiert-o mai înainte ca să nu vă iau mult timp. Deci pun o rădăcină de păpădie, numai decât automat se începe a face cafenii dacă voi vedeți. Deci mai cafeniu. Așa, la mine arată rădăcinile așa, ia uitați, le-am spălat de cuvară și le-am uscat. Ele sunt foarte bune chiar și în praf pentru cine are ciroză hepatică. Și clar că pun scorțișoară, dragii mei prieteni, fiindcă este formidabil de a scoate toată apa din organism. Steluța, numai decât una este suficient, fiindcă este foarte puternică la gust, da? Chiar sunt și ulei din el, să știți, ca și de cuișoare, se face ulei în ulei de jojoba sau ulei de dovleac sau ulei de măsline, este formidabil pentru căderea părului, dar ajută foarte bine și la ficat, dacă noi avem ficatul gras. Numai decât, așa. Frunze de dafne, eu am spun 3, fiindcă ele sunt sănătoase, ele sunt bune, ele n-are cum să-ți facă rău. Frunza de dafne îți folosești chiar și în cantitate mai mare dacă ai dureri de picioare. Chiar și verde, chiar și florile ei este foarte bun. Chiar și esența de frunze de dafne dacă ai articulațiile, probleme cu articulații sau dureri de oas sau căderea părului. Așa spun și clar că 3 frunze de dafină. Însă pun 3, așa, bobițe de piper negru. 3, ia uitați-vă. Ele sunt foarte ieftine, nu sunt scumpi și bobițe de piper înflat, la noi se mai spune, da? Dar la mine și este piper negru bobițe, vreo 10 sunt suficiente. Așa, le dau drumul de ce în apșoara mea. Ia uitați-vă, dacă voi vedeți bine, deja au început să fiarbă. Vă dau camera mai aproape. Așa. Dau imediat și clar că, dragii mei prieteni, eu o să adaug și lămâie. Numai decât când deja apa este fiartă. Da? Dar nu uităm de curcuma. Numai decât. De ce curcumaua? Curcumaua este numit un condiment de aur. De aia și galben. Chiar și ceaiul de curcuma pentru paraziți, de a scoate infecția, chiar și laptele de aur. Eu pe canalul meu de YouTube l-am
foarte bine, cu usturoi și cu lapte de migdale. Nemaipomenit bun pentru copii, pentru cine are paraziți. Ea îmbunătățește inima pentru cine are probleme cu inima. Ea îmbunătățește, ea ajută foarte bine la pele, foarte bine, chiar și măștile le fac cu ea. Deci, din curcuma sau turmeric, așa. Am aici himbir, am spun două filioare, este suficient. Așa, o filioară, așa, și încă una. Și dăm drumul clar că la aragazul meu mai tare, ca să nu fiarbă tare. Deja s-a schimbat, deci, culoarea. Deja ai schimbat culoarea. Dar când ați mai fiarbă încă 2-3 minute, va arăta formidabil. Și am spun numai un pic de curcuma, nu mult, numai un pic pentru o culoare frumoasă. Pentru de ce am îmbunătățit celulele la piele care deja îmbătrânesc. Toată lumea este normal și noi mai îmbătrânim, dragii mei, nu vă sperieți, da? Așa, ia uitați-vă, da? Lăsăm să fiarbă câte minute, 2-3, nu mai mult. Nu lăsăm să fiarbă, să fac o tinctură, să iasă, dar ușuriel, foarte ușuriel. Așa, am pus absolut tot, o să mai repet încă o dată. Deci, rădăcină de păpădie am aici, da? Steluțe, piper umflat, piper negru, himbir, scorțișoare, curcuma. Și automat tai două filioare de lămâie, nu mai mult. Două filioare, deci este suficient pentru mine, pentru un litru, deci jumate de ceai. Scoatem sâmbul că se primește amar și nouă nu ne trebuie să primească. De la lămâie schimbă culoarea, se face puțin mai deschis, fiindcă are lămâie. Și uitați-vă, ceișorul meu, deci este formidabil. Într-o ceașcă mare, 240 de mililitri, ia uitați-vă și minunății. Ia uitați-vă, numai lăsăm încă puțin să mai fiarbă, dragii mei prieteni și bărbații, poate ei, pentru cine au câteva kilograme în plus. Acest ceai, într-adevăr, este formidabil chiar dacă tu ai, ești perturbat sau nervos sau te-ai enervat sau nu poți dormi noaptea, să ai un insomnie, fiindcă toate condimentele care le are el, deci ele sunt naturale, sunt formidabile de bune, nu vă închipuiți cât de bine. Acest ceai ajută foarte bine la kilogramele în plus, care doamnele vor să dai jos câteva, 3 kilograme și mă rog, le vine greu, nu știi cum, da? Și nu îmi pare că sunt așa persoane care și de la apă sunt grașă, da? Adică ne umflăm asta, sunt paraziți sau excesul din ape. Când noi avem în organism foarte multe sare, asta este normal, există și la oasă, există sare, deci și în sânge există sare psihologică. Dacă noi mâncăm exces de apă foarte mult, ia uitați-vă, s-a făcut mai închis, ia uitați-vă cât de frumos arată, da? Parcă este un suc, parcă este un suc de portocal, dar mai deschis. Ia uitați-vă, da? Deci foarte bun, dragii mei prieteni. Îl lăsăm să fiarbă 2-3 minute. Acest minunat ceai poți îl bei și o lună, că îți faci foarte bine. Dacă tu ai să bei o lună de zile acest ceai, cu siguranță ai să vezi la tine o schimbare. Sânguric, fiindcă el este foarte ieftin. Multe persoane poți mai pui dacă au probleme cu colonul și 2-3 pruni uscate. Tot este foarte bun când are, deci un blocaj de colon sau nu pleacă la viceu. Cum, mă rog, noi suntem oameni și nu este nimic ascuns, da, să ascundem. Este o chestie mai tabu, dar când are colon iritabil, poți mai pui și două pruni uscate. Dar, dragii mei, deja este bun, fără miere, fără zahăr, nu-i băgați adauzuri sau alte pastile. Mă rog, iată-le, da? Sănătos, lăsat puțin să răcească, cum are dragă luat, el este foarte bun, crede-mă. Că acest minunat ceai a să te ajute pe viitor și să-l înveți. Îți scrii într-o caietă, îți scrii într-o o foaie. Cum vrei tu, păstrezi această minunată rețetă. Dar e cel mai important, dragii mei, fiindcă de la el scazi din kilograme. Deci să desumflu burta, mai ales pentru persoanele care nu știu ce să fac și cum să facă o dietă. Că nu le trebuie mult, deci trebuie câteva kilograme. Eu vă rog să-mi distribuiți acest live să ajungă cât mai departe. Chiar această rețetă la să ajungă la toată lumea. Să fie lumea sănătoasă. Că noi așa suntem învățați. Dacă ne-am aflat la burtă, și facem? Ducem răbdă și cumpărăm pancreatină sau alte tipuri de pastile. Că mă rog, ne-am umflat, dar încearcă și bei un ceișor. Cât de bun mai este. Dacă ai să mă întrebi pentru balonări și ceai, păpădie este formidabil. Chiar și frunzele, chiar și florile, chiar și rădăcina este formidabilă. Rădăcină uscată.
de păpădii chiar și pentru ciroza la ficat, pentru cine are hepatită sau hepatită, ciroză hepatică se mai numește, da? Scorțișoara este bun și pentru balonări, scorțișoara este bun și pentru a slăbi, chiar și am și ulei de scorțișoară pe canalul meu de YouTube, cum l-am făcut, chiar și pentru căderea părului, pentru articulație, pentru dureri din... pentru dureri de genunchi. Pentru cine nu este abonat la canalul meu de YouTube, astăzi am făcut două videouri foarte interesante cu, pentru articulații cu brad. Ia nu uitați-vă în bucătărie la Zidana Uzacovna, foarte interesante și buni. Cu siguranță dacă îți faci astfel tipuri de, de tincturi sau ceaiuri, nu ești mai dureri de articulații, dar clar că dacă nu faci nimic, așa suntem noi învățați că să fugim după injecții, după pastile. Dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag, pentru cine nu ne vedem până la, până în decembrie, până la sfârșitul de an, sărbători fericite. Dar eu am sântră și masterul sântră în fiecare zi câte o inimioară din partea voastră și un sfat. Așa sfaturi sunt prețioase și așa sfaturi cam nimeni nu le dă. Eu vă arăt, eu vă spun cum să le faceți. Întotdeauna pe canalul meu de YouTube sunt foarte multe astfel de tipuri, chiar și unguente, chiar și tincturi, chiar și tratamente, ca să faci tu, ca să fii sănătos. Cu voi a fost prietena voastră Zidana Uzacovna, eu sunt medic naturopat, cu mare, mare drag, cu mare respect față de voi, fiți sănătoși, este foarte important. Îmi distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe, ca să fie toată lumea sănătoasă.